Județul Suceava ar urma să primească o sumă de aproximativ 12 milioane de lei la următoarea rectificare bugetară anunțată de Guvernul României. Potrivit proiectului Ordonanței de Urgență a Guvernului pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, publicat de Ministerul Finanțelor Publice, județul Suceava va primi bani pentru sistemul de protecție a copilului, pentru învățământul special și pentru plata salariilor din învățământul preuniversitar de stat. Din această sumă, pentru susținerea sistemului de protecție a copilului va fi alocată o sumă de 1,83 milioane lei, iar pentru învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională, o sumă de 762 mii lei. Am cerut circa 8 milioane de roni pentru Suceava la Ministerul de Finanțe, pentru sistemul de protecție socială, cheltuieli de funcționare și cu salariile. Numai salariile aici sunt peste 5 milioane de roni care trebuie acoperite, pentru că noi n-am avut de la începutul anului acoperită întreaga sumă. Din cele, să zic, circa 5 milioane de roni pentru salarii, primim 1,8 milioane de roni. Deci o sumă mică pe care o primim nu acoperă în întregime salariile. Consiliul Județean Suceava trebuie să găsească și alte soluții. Sigur că e binevenită și această sumă, dar la modul foarte sincer așteptam o sumă mult mai mare.